Salteluță. În cazul în care sunteți noi aici, salut! Numele meu este Anda și sper că astăzi o să fiu instructorul vostru de yoga. Pentru astăzi o să avem o clasă accesibilă oricărui nivel de dificultate, fie că ați mai practicat sau nu yoga, o să vă îndrum pe parcursul clasei și vom integra și câteva tehnici de respirație. Am să vă rog, în cazul în care sunteți răciți, aveți gripă sau aveți stări febrile, să nu practicați exercițiile de respirație, ori să săriți peste ele și să treceți la practica fizică, la asane, ori să rămâneți într-o poziție confortabilă de meditație, cu picioarele încrucișate, cum stau eu acum, sau așezați pe tibii în orice poziție vă este confortabil, să încercați să respirați abdominal și să vă concentrați asupra respirației și asupra corpului vostru. Vom începe prin cea mai simplă tehnică de respirație, mai exact respirația abdominală. Am să vă rog să încercați să închideți ochii și să mă ascultați. Încercați să urmăriți îndrumările mele în timp ce sunteți concentrați asupra corpului vostru, asupra respirației voastre. Haideți să începem. Cu ochii închiși, cu palmele pe genunchi. Începem prin a respira ușor. Abdominal. Atenția noastră este la nivelul respirației, a corpului. Suntem conștienți de poziția pe salteluță, de punctele de contact dintre palme și genunchi, de mișcarea abdominală. De aerul care ne pătrunde în corp, pe la nivelul nărilor. Umerii sunt relaxați, spatele este lung, drept. Bărbia este puțin în interior. O să încep să inspir numărând până la 5 și să expir numărând tot până la 5. 1, 2, 3, 4, 5, expir, 5, 4, 3, 2, unu, inspir, 1, 2, 3, 4, 5, expir, 5, 4, 3, 2, 1, din nou, inspir, 1, 2, 3, 4, 5, expir, 5, 4, 3, 2, 1, continui în ritmul propriu. În timp ce inspir, simt cum mi se umflă abdomenul, cum aerul împătrunde în cavitatea abdominală. Continui să respir, să număr până la 5 pe inspir, toți 5 pe expir. Atenția mea este la nivelul respirației.
Voi începe să inspir numărând până la 7. De data asta simt cum mi se umple abdomenul cu aer, simt cum mi se umple pieptul cu aer și pe urmă încep să expir de la 7 înspre 1. Hai să respirăm împreună. Inspir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expir, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, din nou, inspir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expir, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui să respiri în ritmul propriu, continui să păstrezi numărătoarea. Mai întâi mi se umple cavitatea abdominală cu aer, apoi simt cum începe să se umple și pieptul. Pe expir, eliberez aerul mai întâi de la nivelul pieptului, apoi din abdomen. Continui să respir. Îmi păstrez atenția la nivelul respirației. Încerc să-mi imaginez cum aerul îmi inundă corpul, cum îmi umple abdomenul, pieptul. Iar când îl eliberez, cum mi se golește pieptul, apoi abdomenul. Următoarea serie de respirații va avea 10 numărări. Îmi umplu mai întâi cavitatea abdominală, pe urmă pieptul, pe urmă gâtul. În momentul în care simt că gâtul meu este plin cu aer, încep să expir de la nivelul gâtului, de la nivelul pieptului și pe urmă de la nivelul abdomenului. Haideți să respirăm împreună. Inspir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, expir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, expir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui în ritmul propriu. Încerc să-mi imaginez cum aerul îmi umple mai întâi abdomenul, apoi pieptul, apoi gâtul. Pe expir, aerul împărăsește trupul de la nivelul gâtului, pieptului și abdomenului. Încercați să vizualizați, să vă concentrați asupra respirației, asupra numărătorii.
Continui să respiri. Continui să număr. Să fiu concentrată asupra corpului. Asupra senzațiilor din corp. Când termin un ciclu de inspir și expir, încep să respir normal. Pentru următoarea serie de respirații vom introduce retenția. Asta înseamnă că după fiecare inspir ne păstrăm inspirația înăuntru, fără să mai inspirăm, fără să mai expirăm și ulterior expirăm. O să inspirăm de 5 ori, reținem 5, expirăm încă 5. Hai, ne păstrăm aceeași imagine. Abdomenul se umple, pieptul se umple, gâtul se umple, rețin. Expir de la nivelul gâtului, pieptului și abdomenului. Ochii închiși și încep să inspir. 1, 2, 3, 4, 5. Retenție, îmi păstrez respirația pentru 5. 4, 3, 2, 1 și încep să expir. 1, 2, 3, 4, 5, inspir. 1, 2, 3, 4, 5, rețin. 5, 4, 3, 2, 1, expir, 1, 2, 3, 4, 5, continuă fiecare în ritmul propriu. Atenția mea este în continuare la nivelul respirației, în trupul lui. Mă concentrez pe numărătoare. Îmi eliberez mintea. Continui să respiri. Continui să număr, să mă concentrez. După ce termin un ciclu de inspir și expir, încep să respir normal. În cazul în care vă amulțesc picioarele, vă puteți schimba poziția, poate ne putem așeza pe tibi. În cazul în care este greu să stăm pe tibi, ne putem poziționa o pernă între fesieri și călcâie. Puteți să deschideți ușor ochii și să mă urmăriți pentru următorul exercițiu de respirație. Se numește Nadi Shodhana sau respirație alternativ nazală. Ceea ce vom face, vom folosi mâna dreaptă. Degetul arătător și degetul mijlociu se vor plasa la nivelul frunții între sprâncene. Vom folosi pentru a alterna între nări. Degetul mare și inelarul, degetul mic, cum vă este confortabil. Începem prin a închide cu degetul mare nara dreaptă. Inspirăm profund pe nara stângă.
Blocăm nara stângă cu inelarul, eliberăm nara dreaptă și expirăm pe nara dreaptă. Inspirăm pe nara dreaptă, o blocăm, expirăm pe nara stângă. Inspirăm stânga, blochez, expir dreapta. Inspir dreapta, blochez, expir stânga. Inspir stânga, blochez, expir dreapta. Inspir dreapta, blochez, expir stânga. Continuați fiecare în ritmul propriu. În momentul în care respirați, trebuie să nu se audă absolut deloc respirația. Țineți minte că pe fiecare nară, mai întâi expir, pe urmă inspir și o blochez. Expir cealaltă nară, inspir și o blochez. Mă folosesc de degetul mare pentru nara dreaptă și de inelar pentru nara stângă. Continui să respir fără să mi se audă respirația. Încerc ca fiecare inspir și fiecare expir să fie cât mai lung, cât mai amplu. Să mă concentrez asupra mișcării abdominale. Poate că chiar să-mi imaginez cum împătrunde aerul pe la nivelul nărilor. Continui să respir. Continui să mă concentrez. Respirația mea nu se aude. Atunci când termin un ciclu de stânga-dreapta, dreapta-stânga, pot să eliberez brațele și să respir normal. Pot să rămân puțin cu ochii închiși și să mă concentrez asupra senzațiilor din trup. Respirația aceasta pe care am făcut-o acum, Nadi Shodhana, este foarte bună pentru a ne echilibra cele două atmosfere, pentru a ne echilibra cele două emisfere. Ea funcționează foarte bine ca un ciclu între cele două nări și ajută și la curățarea nasului și a frunții. Cel puțin astea sunt indicațiile pentru acest tip de respirație, dar având în vedere că ea face foarte mult legătura între frunte, nas, gât și piept, ăsta este motivul pentru care este... Nu este bine să o exersăm în momentul în care suntem răciți sau avem probleme respiratorii. În cazul în care ați terminat respirația, haideți să ne așezăm pe palme și pe genunchi. Palmele sunt sub umeri,
genunchii sunt sub șolduri. Vom începe să rotim ușor umerii deasupra încheieturii. Ne tensionăm mai întâi articulațiile. Degetele de la mâini sunt complet transfirate pe salteluță. Îmi las greutatea în spate, în față. Schimb sensul. Continui să-mi păstrez respirația în corelație cu mișcarea. Inspir în față, expir în spate. Mă opresc pe centru. Orientez palmele cu degetele înspre lateralele salteluței și mă voi mișca stânga-dreapta. Mișc umerii din nou deasupra degetelor. În stânga și în dreapta. Continui să respir și să mă concentrez asupra articulațiilor și asupra zonelor pe care le lucrăm. Mă opresc ușor pe centru și orientez palma cu degetele înspre interior. Mă voi lăsa cu greutatea înspre călcâie, în spate, vin înapoi în față, mă las din nou în spate. În cazul în care podul palmei se ridică de la salteluță, de pe salteluță, este în regulă. Continui să mă mișc față-spate. Pe toată durata practicii o să-mi corelez respirația cu mișcarea. O să fiu conștient de mișcările pe care le fac și o să încerc să fiu prezent pe salteluță. Rămân în spate, în punctul maxim. Rămân aici pentru 5, 4, 3, 2, 1. Vin înapoi în față și eliberez. Mă așez cu șezutul pe călcâie. Degetele de la picioare sunt în salteluță. Îmi las greutatea cât de mult pot pe spate. Pentru unii dintre noi o să fie mai greu, pentru unii dintre noi o să fie mai ușor. Încerc să-mi detensionez talpa. În cazul în care nu puteți să vă lăsați complet pe spate, rămâneți aici și încercați să pulsați cu fesierii înspre călcâie. În cazul în care tălpile voastre sunt detensionate, ne lăsăm greutatea pe spate și mai rămânem aici încă 5, 4, 3, 2, 1, inspir, revin ușor pe centru, revin în față mai exact și mă așez cu șezutul pe călcâie, cu toată talpa pe saltea. O să ridic brațul drept sus pe lângă ureche. O să las antebrațul să cadă între omoplați. Cu palma stângă voi prinde cotul drept. Încerc să nu am curbură la lumbar și să-mi aduc puțin pelvisul în interior. Spatele este drept, privirea este înainte. Cu mâna stângă prind cotul drept și încerc să-l împing ușor pe spate. Încerc să-mi depărtez brațul de ureche, să nu am brațul lipit de ureche sau de cap. Și respir aici 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eliberez. Cer scuze că stau cu spatele la voi, dar încerc să vă arăt poziția mai mult decât fața mea. Schimbăm partea, ridicăm brațul stâng sus pe lângă ureche. Las antebrațul să cadă în spatele omoplaților. Prind cotul stâng cu palma dreaptă. Am grijă de lombar. Nu este noada ridicată. Pelvisul este în interior. Privirea este înainte. Brațul stâng este departe de ureche. Și respir aici 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, eliberez ambele brațe. O să-mi prind coatele cu palma opusă, îmi ridic brațele deasupra capului și acum pot să-mi curbez lombarul. Îmi ridic noada, îmi deschid bine, bine, bine pieptul, privirea înainte și încep să pulsez cu brațele înspre spate și cu pieptul înspre înainte. Continui aici pentru încă 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eliberez. Revin pe palme și pe genunchi. Palmele sunt sub umeri, genunchii sub șolduri. Vom face câteva ridicări ale omoplaților sau scapular push-up se numește. Mă împing bine în palme și îmi voi rotunji doar partea superioară a spatelui, a coloanei, fără să îmi mișc șoldurile. Îmi rotunjesc omoplații și îmi cobor pe urmă pieptul între brațe, fără să mișc capul sus-jos, capul rămâne pe aceeași poziție. Mă împing bine în palme, îmi rotunjesc omoplații, expir, las pieptul să cadă între brațe. Hai, 5, inspir sus, expir când cobor. Inspir sus, expir când cobor. 4, inspir sus, expir când cobor. 3, inspir sus, expir. 2, inspir sus, expir. 1 și cat cow. Mă împing bine în palme și inspir. Capul sus, băbia se ridică, pieptul este între brațe, noada se ridică. 5. Expir, băbia în piept. Inspir sus, 4. Expir, spatele rotunjit, coastele cât mai aproape de șolduri. Inspir sus, 3. Expir. Inspir sus, 2. Expir. Inspir sus, 1. Expir. Revin ușor pe centru și mă pregătesc de downward facing dog, primul downward facing dog al clasei. Palmele sunt puțin mai în față, vârfurile degetelor de la picioare în salteluță. Mă împing bine în palme, ridic genunchii de pe saltea, îmi împing pieptul înspre coapse, fundul este sus, sus, sus și respir aici. Abdomenul lipit de coapse, fundul sus, umerii la urechi, mă împing în palme, 5, bărbia în piept, 4, 3, 2, 1 și încep să alternez călcâiele înspre podea. Ușor, lent, îmi detensionez gambele, îmi detensionez coapsele. Continui să-mi împing pieptul înspre coapse. Respir aici, 5, 4, 3, 2, 1 și rămân în downward facing dog complet, fie că sunt cu călcâiele pe sol, fie că sunt cu genunchii îndoiți, păstrez downward facing dog pentru încă 5, 4, umerii la urechi, mă împing bine în palme, 3, 2, 1, ridic piciorul stâng sus și pășesc cu el în față, la marginea salteluței. Warrior One. Fie că am talpa pe sol, vârful ridicat, important este ca șoldurile să fie în linie, pelvisul în față și lombarul nu este curbat. Brațele sus, pe lângă urechi, privirea înainte pentru 5, 4, 3, 2, 1, Warrior 2, îmi deschid pieptul.
călcâiul piciorului din față ajunge în scobitura piciorului din față, privirea înainte, șoldurile se deschid pentru încă 5, 4, 3, 2, 1. Palma stângă în interiorul tălpii stângi, brațul drept sus, înspre tavan, privirea înspre brațul drept pentru încă 5, 4, 3, 2, 1. Palma dreaptă vine și ea pe sol, îmi ridic talpa piciorului din spate și îmi las piciorul pe vârf, împing genunchiul drept înspre tavan. Privirea înainte și respir aici. Pot chiar să mă leg în față-spate. 5, 4, 3, 2, 1. Îmi păstrez sprijinul pe palma dreaptă și ridic brațul stâng sus, înspre tavan. Privirea după braț pentru 5, 4, 3, 2, 1. Palma stângă este din nou pe sol, genunchiul drept este și el pe sol. Mă voi împinge în spate, într-un half split. Din nou în față, în low lunge, în spate, în half split. Am să vă rog să încercați să vă păstrați abdomenul pe coapsă, chiar dacă piciorul, după cum vedeți, nu se întinde. Încercăm să ne tensionăm hamstringul. Încerc să-mi păstrez spatele cât de drept pot și continui încă 5, 4, 3, 2, 1, mă duc în spate. De data aceasta, nu știu de ce am răgușit așa, de data aceasta îmi îndrept spatele, îmi îndrept și genunchiul. Pot să punctez cu degetele pe salteluță sau pot să stau cu brațele pe lângă corp. Haideți să prindem mai bine pumnii la spate ca să lucrăm și puțin echilibru și să pulsăm cu pieptul înspre coapsă, înspre piciorul stâng. Îmi cer scuze pentru vocea mea. Nu știu ce a pățit. Probabil am băut prea puțină apă. Wow! Ok, clasa de astăzi continuă cu un ursuleț. Știți că nickname-ul meu era Yogi Panda. Se pare că am devenit un mic ursuleț. Continui să pulsez cu pieptul înspre coapsă și cu spatele drept pentru încă 3, 2, 1, înapoi în față, low lunge. Mă pregătesc să mă ridic în downward facing dog cu piciorul stâng sus. De data asta deschid bine șoldurile și respir aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, piciorul stâng este pe sol, ridic piciorul drept sus și pășesc el în față la marginea salteluței. Warrior 1. Brațele sus, pe lângă urechi. Șoldurile sunt în față, în linie. Piciorul din spate este pe talpă sau pe vârf. Brațele sus, pe lângă urechi și respira aici. 5, 4, 3, 2, 1, deschid pieptul, warrior 2. 5, 4, 3, 2, 1, palma dreaptă pe sol, brațul stâng sus, privirea înspre tavan, 5, 4, 3, 2, 1, palma stângă vine și ea pe sol, îmi duc piciorul drept puțin mai în exterior ca să am spațiu și rămân aici, pulsez față-spate, împing mult călcâiul stâng înspre tavan și genunchiul stâng înspre tavan. Continui să respiri aici. 5,
4, 3, 2, 1, ridic brațul drept înspre tavan, rămân sprijinit pe brațul stâng pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, palma dreaptă din nou pe sol, genunchiul stâng pe sol și mă împing ușor în spate, în față, low lunge, în spate, half split. Îmi păstrez coapsa lipită de abdomen și mă împing în spate atât cât îmi permite piciorul. Nu forțez, încerc să-mi păstrez spatele drept. Continui încă 5. Continui să respir. 4. 3. 2. 1, mă duc în spate, îmi îndrept piciorul, îmi îndrept spatele, prind pumnii la spate și încep să pulsez cu pieptul înspre coapsă. 5. Trebuie să-mi păstrez echilibru. 4. 3. 2. 1, vin din nou în față, în low lunge și mă pregătesc să mă ridic în semi, în downward facing dog cu piciorul drept sus și shoulderurile deschise. Respira aici, 5, 4, 3, 2, 1, downward facing dog complet. De aici voi face câteva serii de downward to plank. Mai exact, din downward vin în față în plank. Când ajung în plank, nu-mi las fundul să cadă înspre podea, nu stau nici cu el foarte ridicat. Pelvisul în interior, spatele rotunjit, strâng bine fesierii. Inspir în spate, downward. Expir în spate, încerc scuze. Inspir în față, plank. Expir, downward, 2. Inspir, plank, expir, downward, 3, față, downward, plank, downward, din nou plank și rămân aici, 5, 4, 3, 2, 1, pășesc în față și mă așez în șezut pe salteluță. O să continuăm cu un exercițiu de abdomen și ne pregătim de finalul clasei. Boat pose. Este una dintre pozițiile mele preferate. Lucrează foarte bine abdomenul. Începem prin a ne păstra palmele în spatele genunchilor cu spatele drept. Spatele este drept, privirea este înainte. Respirăm aici 5, 4, 3, 2, 1, talpă în talpă, butterfly pose. Mă relaxez puțin în butterfly pose. O să pulsez cu genunchii spre podea. Respir aici încă 3. 2, 1, din nou, boat pose. De data aceasta încerc să-mi păstrez brațele pe lângă picioare. Dacă nu pot, încerc doar cu un braț sau din nou rămân cu palmele în spatele genunchiilor. În cazul în care pot, rămân aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, din nou talpă în talpă, din nou butterfly pose. Respira aici pentru 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus. Îmi duc palmele în spatele meu cu degetele orientate înspre mine. Și ceea ce voi face
Va fi. Să-mi ridic picioarele de la sol. Nu-mi duc coatele în exterior, coatele mele sunt în interior. În momentul în care am coatele în interior, omoplații mei se lipesc, ceea ce mă împiedică să mă cocoșez. Mă voi întinde înspre față și voi reveni cu genunchii la piept. Îmi întind picioarele, îmi îndoi coatele și revin cu genunchii la piept. De 5 ori, hai! 5, lent, controlat, fără să mă grăbesc. 4. Continui să respir. 3. Expir când mă strâng la piept. 2. 1. Și haideți să rămânem aici, întinși pentru 3. 2. 1. Butterfly pose. Well done. Minunat. Rămânem puțin în butterfly pose. Eventual putem să ne ducem să ne depărtăm călcâiele de șolduri și să ne aplecăm înspre coapse. Respirăm aici pentru 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus. O să facem pentru detensionarea șoldurilor figure 4. Aducem glezna dreaptă deasupra genunchiului stâng și încercăm să ne împingem ușor cu pieptul înspre picior. O să simțim tensiune în fesier. Respirăm aici 5, 4, 3, 2, 1 și schimbăm partea. Glezna stângă deasupra genunchiului drept și respira aici 5, 4, 3, 2, 1, eliberez. Duc tălpile în lateralul salteluței și încep să alternez cu genunchii stânga-dreapta. Mă relaxez puțin aici. 5, 4, 3, 2, 1. Revin pe centru. Îmi plasez coapsa dreaptă pe sol, talpa stângă în exteriorul coapsei drepte și facem un mic twist. Îmbrățișăm genunchiul și coapsa stângă cu palma dreaptă, palma stângă în spatele nostru, tragem de umărul stâng pe spate, privirea peste umăr. Twistul este din piept și nu din lombar. Respir aici, fără să forțez, pentru 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și revin pe centru, schimb partea. Coapsa stângă este pe sol, talpa dreaptă este în exteriorul coapsei stângi. Îmbrățișez coapsa dreaptă cu palma stângă, duc palma dreaptă în spatele meu, trag de umărul drept, Yogi Bear revine, trag de umărul drept pe spate și respira aici. Zece, nouă, 8, 7, nu forțez, deschid bine pieptul, 6, 5, 4, 3, 2, 1, revin ușor pe centru. Mă așez într-o poziție confortabilă, cu picioarele încrucișate. Îmi detensionez puțin umerii, îmi detensionez puțin spatele, pot să mai rămân puțin cu ochii închiși și bărbia în interior. Ca să pot încheia clasa,
Poți să-mi setezi o intenție pentru sfârșitul clasei, o intenție care are legătură cu restul zilei sau cu ceva ce ne dorim să facem sau, în general, cu viața noastră. Ne gândim la ea, încercăm să o vizualizăm. Devenim conștienți de senzațiile din trup. Și în momentul în care simțim că respirația noastră a devenit mult mai calmă și mai relaxată, putem să ne continuăm ziua. Aceasta a fost clasa noastră de astăzi, yoghis. Namaste! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și pentru faptul că ați practicat astăzi cu mine pe salteluță. Sper că v-ați simțit bine, sper că v-a plăcut combinația aceasta de respirație și asane. Știu că clasa este puțin mai lunguță, dar din păcate mi-este foarte greu să includ într-o clasă de 20 de minute și respirații și asane și să vă și explic ce se întâmplă pe salteluță, așa că, o clasă de 40-50 de minute este perfectă pentru o combinație de respirație, asane. Și dacă vreți și puțină meditație, aveți pe canalul meu câteva serii de meditație ghidată. Sper să ne revedem și data viitoare pe salteluță. Nu uitați de like, subscribe și follow pe Instagram în cazul în care vreți să mă susțineți. Vă pup, vă îmbrățișez virtual ca de fiecare dată și sper să aveți o zi minunată. Pa!